dietă de bostaniată, gazdele evenimentului Viorica Nagacevski și nutriționista Tamara Șchiopu pun la cale o cuponadă tematică cu bostan și delicii de-ți vor lăsa gura apă. Asta e Tamara Șchiopu. Ea va pregăti cele mai gustoase bucate din dovleac. Ea va fi expertul care o să-mi pun mie astăzi notă. Poftim la masa noastră! Se arată că sunt aveți multă la masă. Da? Nutriționista Galina Tomaș este prima invitată a serii, care imediat a fost pusă la treabă. Să fie mâncat cu plăcere. Am toată încrederea în tine, deoarece sunt sigură că o să ne reușească. Cele trei experte pot susține cu brio examenul la tema bostanul. Chiar dacă bostanul este foarte important în masa noastră, dacă nu zilnică, măcar o dată pe săptămână, deoarece aportă în organism și vitamina A, și vitamina C, și vitamina E, în dovleac, la 100 de grame de dovleac, este 40 de kilocalorii, pe când în semințele de dovleac sunt 560 de kilocalorii. De tot eu mâncam doar semințe de dovleac. Păcat că noi moldovenii avem bostan câte frunze și iarbă, dar nu avem o cultură a bostanului. De fapt, copiii mănâncă dovleac. Este o idee greșită când omul îi place dovleacul. Faptul este că dovleacul trebuie pregătit, trebuie curățat, trebuie ținut, păstrat bine și atunci el este mai disponibil pentru gospodine. Dar din motivul că, spre exemplu, eu, păi sunt și eu o femeie, cred că leneșă ca alte gospodine, nu fac plăcinte din bostan, iar supa o mănânc doar toamna când știu că este doldura de roadă de bostan. Dacă observați mâncărurile pentru copii care se cumpără în magazine, majoritatea sunt pe dovleac. Copiii le adoră. Și mămicile le dau de la 4-5 luni și chiar caută aceste mâncăruri cu dovleac, știind că nu conțin zahăr, dar copiii le preferă. Or, când trec la mâncarea obișnuită, mămicile încetează să le dea dovleac. Și aici se produce o ruptură, după care cred că și obișnuințele gustative a copiilor se schimbă dacă nu folosești de rutină, da, și nu doar în plăcinte, dar în terciuri, în supe. Copiii adoră supa de dovleac. Dacă mămicile ar ști cât de tare le place copiilor supa de dovleac, într-adevăr ar găti-o mult mai des. Ar fi de datoria părinților ca să implementeze cultura alimentară chiar din copilărie. Da, dar dacă ei vor implementa-o pe copii, dar nu și pe părinți, atunci efortul lor va fi cam... Nu. Exact. Adică copilul mănâncă ceea ce mănâncă și părinții. Astăzi vom prepara o supă delicioasă din bostan și sărmăluțe ascunse tot în dovleac. Supa de dovleac poți o faci atât dulcie, cât poți o faci destul de normală, cu sare, cu piper, cu usturoi, care nici să nu îți deie senzația că este o legumă care se consumă doar dulce. Va fi minunea minunilor din bostanul, din fața noastră. Galina Tomaș este cea care va descoperi ce înseamnă cea mai bună supă din bostan. Ea nu iubește bostanul, dar să știți că de astăzi o să o iubească. Rețetele sunt foarte simple și, cel mai important, pot fi adaptate de fiecare gospodină. Vom prepara niște bucate de minune. Prajul are puține calorii, dovleacul are puține calorii. Un produs de milioane, care însă costă ieftin și se găsește în grădina oricui. Dacă ai ști cât de bun pentru sănătate este, nu l-ai mai exclude din meniul zilnic. Prin festivaluri mari, prin emisiuni, eu știu, cred că ar lua vreo 10 ani ca dovleacul de iarnă, foarte divers, să fie într-adevăr mediatizat. Unde mai pui că bostanul e perfect pentru curele de detoxifiere? Prin folosirea dovleacului, organismul se detoxifică și vasele se curăță de depouri de ateroscleroză. Deci o zi pe săptămână facem detoxifiere pe dovleac. Tamara Șchiopu are o comoară de grădină în Londra. Cultivă legume și fructe pentru englezi. Tot în căsuța ei londoneză i-a venit în cap și ideea de a organiza acasă, în Moldova, o bostaniadă. Denumirea de bostaniadă am născut-o eu într-o noapte de chin. O atmosferă de nemai văzut, copii cu târgi, târie, bostanii să-și facă lanterne.
Anul trecut, gospodinele din Lozova s-au făcut afaceriste peste noapte, vânzând bucate gătite din bostan. Au câștigat anul trecut enorm, pentru că, bine, au adus puțină mâncare, dar ceea ce au adus, au vândut absolut tot. Am auzit că cineva a făcut și 10-13 mii de lei într-o zi, vânzând prepelițe sau ceva de felul ăsta. Și anul ăsta, probabil că veniturile fiecăruia vor fi mai modeste, pentru că sunt foarte mulți. La bucătărie mirosurile tăiau pe sus. În plasă ne-a căzut prima gurmandă, Geta Burlacu. Dar cine a venit la noi în ospedie? Salut! Dar noi știi ce facem? Eu îmi dau seama, eu văd. Poate eu să dau juleac. Uite ea. Geta, uite ce frumos. Uite. Ia, dovleac în plus. Clete din dovleac? Da. Îmi pare că asta e tare fain așa cu lingurița, să scobești așa linguriță. Nu, asta mănânci cu tot cu coajă. Tot cu coajă. Da? Nu vrei, mănânci fără coajă. Nu e. Sărcinare. Sunt copii de la bostăneadă, de bostăneie de ăștia mici. Tare. Și noi să îi împlem cu... De toate, da? Da, da, e că vezi cum... Deci, tot cu dinstă i-am împlut. Ce nu, noi mă de ciperci să punem carne. Carne! Este foarte prețios pentru bărbați. Mm-hmm. Exact? Este foarte prețios, este foarte bun. Afrodiziac. Afrodiziac, da. Fetele, dacă vreți să și bătăți ghine, hrăniți-vă bărbații cu bostan. Dar să nu vadă ei. De ce? Nu se declară o mare amatoare a bostanului, dar ce-a găsit pe masă i s-a părut gustos de la prima bucățică. Deci nu pot să cumpăr ceva, e un pic dulci, un pic sărățel. Supă cremă, da? Clasică. Gospodinele ne invită să savurăm din bucatele delicioase. N-am putut să ne dezlipim de supa de dovleac. Mâncai și-ți mai doreai o porție. Sărmăluțele coapte în dovleac, odată ce le-ai gustat, le poți visa și a doua zi. Nu știu ce i-o-i face Leliță Ioană. Fetele noastre și-au testat rețetele cu 3 zile înainte de bostaniadă. Astăzi avem doar bucate de nota 10 în meniu. Dacă ți-am stârnit poftele și curiozitatea, n-ai decât să-ți planifici o zi de bostaniadă alături de gospodarii din satul Lozova. Îți garantăm o duminică delicioasă!